Începem cu neteziri simple, în sensul acelor de ceasornic, dar un pic mai apăsate decât masajul de relaxare. Copilul nu trebuie să fie mâncat tot ca și mai înainte, cu 45 de minute înainte de masă sau 45 după. Oricum, dacă bebelușul dumneavoastră necesită eliberarea gazelor, puteți să-l faceți chiar dacă a mâncat, eu știu, de 45 de minute, de jumătate de oră. Este mai important să îi creăm eliberarea gazelor și a materiei fecale, să nu mai... E de preferat decât să-i dăm un medicament, eu știu ce folosiți dumneavoastră acasă. Ok, deci netezim un pic mai apăsat ca înainte, în sensul acelor de ceas. Apoi facem mânuța căuș, un căuș mic, degetul mare și cu degetul mic, deasupra umbilicului, buricelului, și rotim pe marginile acestui căuș, tot în sensul acelor de ceasornic. Acum noi masăm conținutul intestinului subțire. Dacă vedeți că este foarte încordat abdomenul, că este dureros, o să vedeți, nu o să-i placă așa de mult copilului, dar el eliberează de tensiunile acumulate, adică gazele. Dacă vedeți că are abdomenul prea încordat, îi ridicăm ușor piciorușele ca să scoatem musculatura abdominală din acțiune. Da? Și rotim, rotim. Același număr de repetări, n-are rost să vi-l mai repet de 1000 de ori. Apoi trebuie să masăm și conținutul intestinului gros. Intestinul gros este așa, ca un trapez cu baza mică și cu baza mică, baza mare sus. Și pornim din inghinal, tot în sensul acelor de ceas, pe deasupra buricului și în jos. Nu știu dacă se vede, sper că ați văzut. Niciodată nu apăsăm aici în mijloc, aici, adică unde este vezica copilului. Da? Deci ascendent, transvers, pe deasupra buricului și descendent. Ascendent, transvers, descendent. Din moment ce am plecat să transportăm, nu luăm mânuța de acolo ca să ducem spre ieșire acele gaze și materie fecală acumulată. Ascendent, transvers, descendent. Ok? Și încheiem cu netezirile acelea mai apăsate în sensul acelor de ceas și apoi strângem de pe flancuri spre centru. De pe flancuri spre centru. Tot acele 10-15 repetări.